Mulțumesc, Cătălin, și tu la fel. Să rămână bunica. Mulțumesc, îți doresc să ajungi și tu bune. Doamne ajută, trece timpul foarte repede. Bineînțeles, nu scapi. Da, da, nu se vede că ai o bunică, adică... Bă, nu mai contează. Mereu vă spun asta, dar pe cuvântul meu sunteți neschimbate de fiecare dată când ne întâlnim. Mulțumesc. Mereu tânără și frumoasă și înfloritoare. Mersi, avem nevoie noi, doamnele, avem nevoie de complimente și mulțumesc că le spui. Da, da, azi e și un compliment care vine din realitate. Uitați-vă la televizor. O vedeți pe Anastasia Lazariu, 40 de ani. Da, așa este. De unde știi? Da, eu cu nepoții mei mă simt ca o prietenă, pentru că tocmai acest lucru mă face să fiu prietenă și ei să se comporte cu mine ca cu o prietenă, să-mi spună secretele, să fie sincer cu mine. Și de ce nu? Pentru mine e a doua tinerețe, pentru că probabil și cu siguranță când eram mamă, n-am reușit să acord atâta atenție copiilor mei. Și acum o acordați nepoților. Și acum acord nepoților, pentru că atunci trebuia să alerg, să... Mă rog, știe toată lumea când ești tânăr câte ai de făcut. Toate la timpul lor și viața este compusă din etape, ești tânăr, mai matur, mai... Mă rog, și așa mai departe. Superb. Acum unde sunt nepoții? Au fost la Cluj, cât au stat? Am fost, da, în Ardeal, în partea aia, nu la Cluj, într-o zonă, așa, într-o zonă frumoasă, plină cu verdeață, unde era liniște și exact ceea ce le trebuia. Au mus vaca, au văzut căprioare, s-au jucat cu copiii de la țară, s-au dus la molo din sat, la molo, unde se vindeau câteva... Câteva lucrușoare, da, da. Deci magazinul din sat, acolo, exact, magazinul universal, și ziceau, ne ducem la mall. Exact, dar făceau câte 3 km pe zi ca să ajungă până acolo. Condiția era că dacă se duc, iau o înghețată. Dacă nu, atunci înghețată nu mai mănâncă. Ei au cât? 12 și 11 ani, nu? Da, Alexandru e în clasa 7-a, Nicolas în clasa 6-a. Nu știu când au trecut anii. Repede, dar acum unde locuiesc? În București? Unde vor ei, nu contează. Dar în țară, în România? Da, ei sunt foarte des în țară și mai departe alegerea le aparține unde să locuiască, mai departe... Nu, eu întrebam unde locuiesc, dacă locuiesc în România, adică dacă au mai fost la țară, pentru că dacă locuiesc la Paris, da. Nu, am mai fost la țară, Monte Carlo sau undeva, ori. Mai greu să... Noi am fost de două ori și vreau să spun că de două ori în această vară, tot cu pandemie din primăvară, de două ori am fost în acea zonă, de fapt în zone diferite, și acest lucru se datorează mătușii lui Ion, tatăl copilului, adică doamna Rodica Țiriac, sora domnului Țiriac, da, care este foarte iubitoare și care e entuziasmată și care vrea să, ca orice om din rudenii, să mătușa. Facă... Mă rog, să zicem că e mătușă, da, mătușa lui Ion, și pentru copii nici nu știu cum ce-ar fi, dar... Tot o mătușă. Tot mătușă, mătușă, mai îndepărtată. Da, foarte drăguță. Sora lui bunicu. Da, foarte drăguță, și noi am plecat amândouă cu ei doi băieți și două fete și a fost foarte vesel. Da, s-au maturizat, acum sunt așa de gentili și... TikTok ați făcut cu ei? Că acum toată ziua copiii pe TikTok, adică vă puneau poate să faceți tot felul de dansuri sau cine știe. Nu. Ei aveau programul lor, aveau și timp cu noi să petreacă, dar doamna Rodica și cu mine ne-am sfătuit să-i facem cât mai mult ocupați să fie, să le acorde atenție celor din jur, adică natura, oamenilor de la țară, să vadă cum locuiesc. Cred că tot le-a plăcut, pentru că ei au venit pregătiți cu cadouri pentru copii, cu ghiozdane, cu cărți, cu nu știu ce, și copiii de la țară, cei foarte săraci, au fost extrem de încântați. Unii dintre ei, o fetiță chiar s-a speriat, ea așa ceva a zis că n-a primit și a fugit când a vrut să-i ofere ceva. Și când a scos din ghiozdan ciocolată, una alta, și pe urmă s-a întors. Adică ei au dus pentru copiii care nu au de acolo tot felul de... Da, un gest frumos și uman, un lucru absolut uman, și pe vremea noastră la fel se făcea, eu mi-amintesc și părinții noștri. Tot așa făceau... ofereau familiilor care erau mai săraci, și bine că acest lucru mai rămâne în memoria oamenilor și merge mai departe. Ileana ce face? Ileana e bine, e mama doi copii, tot frumoasă, maturi. Tot frumoasă. Pentru mine e cea mai frumoasă, că e copilul meu, ca și copiii tăi, nu? Așa sunt este. Cei mai frumoși. Da, da, exact. Ea e frumoasă, recunoscută național și internațional. Mulțumesc. Adică să nu uităm. I-a dat Dumnezeu frumusețe,
Să dea Dumnezeu să fie mai departe bine, să aibă noroc. Noi toți, părinții, toți doresc acest lucru. Ne dorim cel mai bine pentru copii. Exact. V-a afectat chestia asta că Ileana s-a despărțit de Ionian? Era firesc să mă afecteze, dar eu, cunoscându-l foarte bine pe Ion și fiind în relații bune cu el, și ei m-au atenționat la timp, mult mai devreme decât a apărut în presă. Nu ați fost luată prin surprindere? N-am fost luată prin surprindere și pentru că și eu am trecut prin o despărțire, am încercat să o încurajez pe Ileana și să-i spun că aici nu se termină lumea. Viața merge mai departe, oricând pot fi surprize, totuși să rămână în relații umane și... Pentru copii. Absolut, și pentru copii și pentru ei doi, pentru că ei se cunosc de foarte mulți ani și au trecut prin perioade și mai grele și mai frumoase și... Ca în viață. De toate, ca în viață, exact. Ca în viață. Exact. Poate într-o bună zi vine și Ileana la emisiune, ne-ar plăcea mult de tot, că ne e foarte dragă. Astăzi vreau să ne și cântați ceva. Da, o să vă prezint o melodie, pentru că tot a început anul școlar, o amintire din copilărie. Melodia e scrisă de Ion Alde Teodorovici și versurile lui Grigore Vieru. Se numește simplu Fuga, fuga. Și merge acum cu începutul anului școlar, nu? Sper să da, să meargă, da. Să rămână, da. Și vreau și să vă întreb, dumneavoastră faceți fuga-fuga prin parc? Adică... da, câteodată da. Pentru că, uite, o altă artistă senzațională, Irina Login, aleargă în fiecare zi parcul Herăstrău. Ne-a povestit și mie, da. Da. Și de asta mă gândeam că și dumneavoastră faceți sport la cum arătați. E necesară mișcarea pentru toată lumea. Corect. Anastasia Lazariuc, oameni buni, e fermecătoare Anastasia Lazariuc.